Darius Vulcov, consilierul premierului Viorica Dăncilă, și-a cerut scuze pentru postările publicate în weekend pe Facebook. Sunt un om pașnic, echilibrat, deși am experiența nedreptăților fără șir, totuși m-a afectat și pe mine starea de tensiune, de dușmănie. În România s-a ajuns la absurditatea noi și ei, noi poporul, ei conducătorii, noi români din România, ei români din diaspora, noi PSD alde, ei rezist. Absurd. Îmi cer iertare pentru nesăbuința mea, îmi cer iertare de la toți românii pe care i-am mâhnit, a declarat Darius Vulcov pentru o publicație online, precizând că singurul lucru pe care și dorește este să ajute la găsirea unui punct comun de dialog între români. În urma postărilor, Forumul Democrat al Germanilor din România a reacționat și susține că va sesiza instituțiile abilitate din România și Germania. Forumul Democrat al Germanilor din România respinge cu fermitate postarea de pe Facebook a lui Darius Vâlcov, în care se sugerează că forumul ar fi o organizație nazistă. Forumul Democrat al Germanilor din România își arogă dreptul de a sesiza nu doar instanțele și instituțiile abilitate din România, ci și a celor din Republica Federală Germania, din baza tratatului între România și Repet din 21 aprilie 1992, care stipulează responsabilitatea comună pentru protecția drepturilor și a păstrării identității minorității germane din România. Se arată în comunicatul Forumului Democrat al Germanilor din România. Consilierul de stat al premierului Viorica Dăncilă a postat în weekend mai multe filmări cu acuzații naziste, dar și un act medical al unui protestatar rezist, din care e reșea că acesta ar fi avut probleme psihice. Postările au strânit reacții critice vehemente atât din partea opoziției cât și din partea unor reprezentanți ai puterii. Recent, ministrul finanțelor Eugen Teodorovici a declarat că indiferent din ce partid face parte o persoană, dacă legea a fost încălcată, trebuie luate măsuri.